rubrică oferită de Focality. În anul 1495 s-a născut Petrus Apianus. A fost un umanist german cunoscut pentru contribuțiile sale în domenii precum matematica, astronomia și cartografia. În anul 1889 s-a născut Charlie Chaplin. A fost un actor și regizor englez. Este considerat a fi unul dintre cele mai mari staruri de cinema ale secolului al XX-lea. Cele mai renumite filme ale sale sunt Luminile orașului, Timpuri noi și Marele dictator. În anul 1927 s-a născut Ios Sef Ratzinger, teolog german din 2005, papă al Romei sub numele de Benedict al XVI-lea. A fost al 265-lea papă al Bisericii Catolice, ales la data de 19 aprilie 2005, în urma conclavului din 2005, ca succesor al papei Ioan Paul al II-lea. În anul 1921 s-a născut Peter Ustinov. A fost un actor britanic, membru al Academiei de Arte Frumoase din Paris, deținător al Oscarului în anii 1960 și 1964. El a fost nu numai un actor celebru ci și ambasador onorific al UNICEF din anul 1971. În anul 69 a murit Otto. A fost împărat roman din 15 ianuarie până în 16 aprilie 69. A fost al doilea împărat al anului celor patru împărați. În anul 1828 a murit Francisco de Goya. A fost un important pictor și creator de gravuri spaniol la răspântia secolelor al 18-lea și al 19-lea, la un secol după Velázquez și cu un secol înainte de Picasso, Goya este punct de referință pentru două veacuri de pictură spaniolă. Ani de -a rândul, Goya a fost artistul curții regale, la fel ca și mulți pictori ai secolului al XVIII-lea. În anul 1935 a murit Panaiti Strati. A fost un scriitor român de limbă română și franceză. În anul 1951 a murit George Pascu. A fost un muzicolog, profesor, dirijor, compozitor, animator al vieții artistice și publicist român. În anul 1917, Vladimir Lenin s-a întors la Petrograd, în prezent Petersburg, după ani de exil pentru a prelua rolul de lider al Revoluției Bolșevice. Cu o lună mai înainte, țarul Nicolae al II-lea fusese înlăturat de la putere. În anul 1938 au fost arestați și condamnați la închisoare mai mulți conducători legionari în frunte cu capitanul Cornelius de la Codreanu. În anul 1943, chimistul elvețian Albert Hoffman a descoperit efectele halucinogene ale LSD-ului. În anul 2007, un student din Statele Unite a ucis 32 de oameni și a rănit alți 23, înainte de a se sinucide într-o universitate din statul Virginia. Evenimentul a rămas cunoscut sub numele de Masacrul de la Virginia Tech. Această rubrică a fost oferită de Focality.